Plecare din București cu Weiner Walzer. Control la Curtici, la Vama. E prima etapă, sau mai bine zis, prima frontieră pe care am mai trecut-o exact acum un an, când plecam în Germania prin Praga și începe o călătorie în care nu mai credeam. Parcă nu realizez încă ce se petrece cu mine. Apar luminile Vienei, lumini portocalii și neon alb. O luăm pe Marienhilferstrasse, lungă de 3 km cu 2000 de magazine, biserica Marienhilfer cu statuia lui Haydn în față, intrăm în Schönbrunn. Continuăm turul orașului, muzeul de artă din vechiul palat imperial, Capuciner Cripte, criptă imperială din ultimii 300 de ani, Albertina, cea mai mare colecție de grafică, opera Burgtheatre, Rathaus, Belvedere, Palat Baroc, reședință de vară a lui Eugen de Savoie. Pe la 3 pornim spre Stephansdom, în drum oprindu-ne la Sacher pentru o cafea și un celebru tort Sacher. Oarecare pregătiri pentru călătoria de mâine către Veneția. Ceață, lapoviță, peisajul din jur înghițit parcă de cenușiu ploii. Peisaj ca în Carpații noștri, uneori mă cred pe Valea Prahovei. Trenul urcă, pomii albi de zăpadă, totul e alb, peisaj de munte, dar din păcate fără vizibilitate. Tuneluri multe, pădure de brad până în linia ferată, voi adânci cu vile presărate peste tot, viaducte. Ceața înghite totul, parcă mergem prin lapte. Ne apropiem de Brück an der Mühl. Am intrat în Italia, din nou zăpadă multă, vale îngustă, cu munți impresionanți, atât cât se poate vedea în cenușiul din jur. Munții s-au îndepărtat, ne apropiem de Udine. Din loc în loc, câte o campanilă se înalță din mijlocul unei așezări de case. Trecem printr-un fel de chei, aproape numai prin tunele, cu șoseaua jos în fundul văii, iar zăpada e numai sus pe creste. Peisaj sălbatic ca la cheile Bicazului. Cascade ce se prăvale din niște înălțimi amețitoare. Intrăm pe lagună. Apă verde, cer cenușiu, Veneția. Intrăm pe o străduță îngustă, paralelă cu canalul. Case vechi, viu colorate, hoteluri unul lângă altul. Ieșim să mai prindem ceva lumină și, deși plouă, ne urcăm la debarcaderul de la Ponte Teliscalci, în vaporetul care prin Piațale Roma ne duce spre San Marco. Orașe și orășele care, de care mai frumoase, cu același amestec de vechi și nou. Ne apropiem de Florența, ultimele tunele. O luăm din nou pe chei și pe Ponte Vecchio, printre zecile de prăvălioare vechi, azi mai toate pline de fel de fel de bijuterii pentru turiști. Campanile și biserici, case mai mari, mai mici, palate și cocioabe dărăpânate de vreme, dar totul de un farmec de nedescris. O veche mănăstire cu grădină, înconjurată cu ziduri înalte și vechi, cu curți interioare și dale roșii. Ajungem în câteva minute la piața și Palazzo Pitti. E impresionant și măreț în zidrăia lui seculară și îngălbenită. Fac câteva schițe, mai mult cu scopul de a-mi fixa mai bine în memorie priveliștea. O luăm iar spre oraș cu gândul de a ne opri la Boboli. O luăm prin străzi strâmte și ajungem la biserica Badia cu vechea campanilă romană, alături și în față cu vechiul și puternicul palat Bargello. Ieșim în piața Santa Croce cu biserica imensă, ne așezăm la soare pe o bancă, să o privim pe din afară, să mai prindem puteri cu o gelata și un espresso la o măsuță scoasă pe trotuarul unui mic bar. La Pisa, ruinele unei cetăți mari pe lângă care trecem cu trenul. Se vede turnul înclinat cu un dom, iar sus alături și o catedrală. Ajungem la mare. În dreapta munții înalți, cu spinări ce coboară până aproape de calea ferată, cu cetăți cățărate pe vârfuri și zeci de orășele răsfirate pe coaste până jos.
Între Nîmes și Montpellier, culoarea pământului e oranj. Nesfârșite livezi de piersici înfloriți, care în masă capătă un ton de roșu violaceu. La Montpellier, șiruri nesfârșite de butuci de vie negri pe pământul portocaliu. Peste tot case din piatră cu acoperișuri roșu aprins. Am ajuns la Carcassonne. E soare și cald, prima zi de primăvară plină. Multă verdeață, pomi în floare, dar platanii nu-și arată niciun fel de mugur pe trunchiurile ciopărțite ca niște trupuri ce întind brațe ca de dansatoare. Coborâm în oraș, masa la o bon pasteur, cu câte un meniu de 8 franci și o cafea. O luăm prin soare, pe străzi și bulevardul cu platani. Pe terasa unui snack, în plin soare, suntem singurii consumatori de cafea. Scriem cărți postale, în așteptarea orei 6:30, când să luăm Michelinul pentru Belvia. O zi frumoasă!